Le-am înscris în campionat, așa cum am pomenit atunci. Două masoane a venit, am convenit împreună cu administratorul judiciar următorii pași pe care îi avem de făcut. Se lucrează încă mult la chestiuni de procedură, notificări, comunicări, dar pentru acest moment suntem în grafic. Federația Română de Fotbal nu a stabilit un buget anume pe care un club trebuie să-l aibă pentru a se înscrie în Liga a doua, însă există anumite limite pe care fiecare echipă trebuie să le îndeplinească. Formularul de înscriere și de actualizare date pentru cluburile care se înscriu are un paragraf unde ar trebui notate sursele de finanțare pentru viitorul campionat. Însă practica ne spune că acel paragraf e fie înflorit, fie ignorat pur și simplu de majoritatea cluburilor. În condițiile actuale este greu să previzionezi ce buget și care vor fi sursele pentru sezonul următor. Mă refer în plan general. Fapt este că cele mai multe dintre echipe sunt asociații non-profit care au posibilitatea să primească ajutoare de la comunitățile locale, care depind practic de comunitățile locale și poate la ei previzionatul ar fi ceva mai simplu.